De cei mai tari luptători din România și Andrei cu care sunt aici. Ghicitoare, cine credeți voi că nu e luptător? Profesionist. Scrieți în comentarii. Astăzi o să avem o probă de lovire la sac. Primele probe o să fie lovitura de pumn, de picior, după care ultima, câți pumni se pot da în decurs de un minut. Fiecare va avea 3 încercări pe fiecare secțiune, iar atunci vom vedea care a fost cea mai puternică lovitură la fiecare dintre ei și vom avea tabelul în care vom afla și câștigătorul. Scrieți în comentarii înainte să începeți videoclipul. Cine credeți că a dat cel mai tare de aici? Îl avem alături pe Cristian Ristea, Călin Petrișor, Ion Pascu, Andrei Bordeanu, Andrei Leuștean și Chepa. O să-i spun ultimul loc, dar o să încerc să fac față cât pot eu acolo de mult. După cum am spus la începutul videoclipului, fiecare va avea câte o probă. Prima probă de dat cu pumnul, a doua de dat cu piciorul și a treia de câți pumni poți să dai într-un minut. Vreau să apăsați butonul de like, să avem câte like-uri vrei să avem, Chepa, aici. Vino repede lângă mine. Miliarde. Vreau miliarde. Zile acum să apese butonul de like. Apăsați butonul de like, fraților, și dați-i și mie, cum se zice, mă, să intre la mine pe canal dacă tot sunt aici. Aha, păi o să avem link-ul lui Chepa în descriere, să-i vedeți noul lui album. Intrați imediat după ce vă uitați la vlog pe albumul lui Chepa, l-aveți în descrierea videoclipului jos, da? Vă pup. 24 iunie, cea mai tare gală de MMA, Heroes, la Circul Metropolis. Vineri 24 iunie, Dynamite Fighting Show. Vă așteptăm un număr cât mai mare. Pe 22 iulie, vă luptam în fața dâmbovițenilor, în Comen Eventul Galei Confruntarea Titanilor, unde vă aștept să mă susțineți în număr cât mai mare, la sala polivalentă din Târgoviște. Us. Pe 20 iunie ne vedem la Berăria H din București, unde vă lupta într-o gală marca Keo Masters. Us. Băieții, aici avem un aparat care este conectat la sac și în momentul în care voi dați, acest aparat va detecta forța loviturii și în același timp vă arăta mie pe telefon cine a dat cel mai tare. O să avem prima dată lovitura de braț, directă, croșor, ce vreți voi. Cea mai puternică lovitură pe care o aveți voi, vreau să văd cu cine începe prima dată. Dacă sunt aici la primul, aia sunt eu primul. Hai! Da. Deci avem prima dată, trebuie să dea toată lumea la nivelul S-ului. Deci merge și din fundul grădinii? O să dai de unde vrei tu. Hai! Deci dau din fundul grădinii. Hai. 67 de kilograme. Hai, mai dă o dată. Păi nu mai dă două ori. 63 de kilograme. Uleu! Hai, încă una. Încă una. Ia de-o direct. 90 de kilograme. Așa 60? Da, cred că prea șocul mai greu din croșeu. Deci 90 de kilograme pentru croșeu. Mai vrei să dea un croșeu? Un croșeu, da. Acum să aplic altă tactică. Hai. 82. Asta zic. Deci 90 de kilograme pentru Pascu la forța pumnului. Următorul, vă rog frumos. 81 de kilograme. 103 kilograme. 85 de kilograme. 103 kilograme pentru Ristea. Scrieți acolo. Mamă, că s-a dus mărădăi pentru spate. Nu da, eu nu dau după Ristea, m-am anunțat. Fii năucați. Hai, ia să vedem. Mă gândesc pe mine, e o șmecherie ca să vadă lumea, că mai și, știi ce zic? Tăi, ții o amândă aici, ești mai tare. A, da? Cum vrei tu. Dar până la 103 mai e tată. Aia zic, mai e talpă, dăm doar, ai forță. Bă, la 87 ești nebun. Adevărat? 87. 87. De la chile, cred că, de la chile, că mă... De la chile, da. 78. Hai, că mă așteptam la 50. Hai. 83. Mai bun, mai faceți manevră. Bun, deci am dat 7. Am dat drum. 68. 80. 77. Deci avem 80 de kilograme pentru Călin. 55. 82. 68. A, mă, două. Să mor dacă are cum, adevărat? Mai ales la ultima. Ia vedeți acum cât dau. Stai, stai, stai. 46. Ia, dă, poți mai lua o directă, vă rog eu frumos. Dă-o directă, hai. Stai să văd. 87. Da. Ia-o pe asta. Ia-o pe asta, hai. 64. 65.
79. Mamă! Gata, bun, deci cine a câștigat proba? Ulu. 164. 170 de kilograme pentru Pascu. Pe low kick. Ce ai, mă, că dați 200, băi. 147. 170. 176. Băi, doar o rugăminte de-a Vladimir. Pune, picior, pune piciorul ăsta așa și dă cu cerul. Cum? Așa? 160. Bine! Lasă-l mai bă de treabă! Lasă-l mai bă de treabă! Uite, fără la 142. 157. 165. Hai de unde? A sărit ăla! Mamă, ne-a rupt! 80. 86. Eu cred că nu stă așa. Ia-te-te și mai nu te mai deodată ca mai mult. Uite, stai. Dă-i. A pus senzor bine acum, fii atent de lângă tot. 154. Bă, lasă-mă, ia-ți piciorul. Rămâi cu piciorul în ea. Așa. 177. E troll. Iată-te, bă, dă-te. Cum ăla 184? Păi așa a făcut el. Bă. Nu pot să dai mai tare ca... Aaaa! Bă, nu pot să zic. O să zici. Da, mă. 161. Îl analizează pe fraierul. Care e ăla? Da. Da, mă, 193, na, gata. Stai, 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 că ai dat una de palta și e normal să vă ia asta aparat. Haide. Stai, 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 stai. Ce bun. Da, aia de fotbal. O dai da? Cu școală să mă... Eu mi-o să mor având, dacă că da? De 166. Cât? 181! 181! Stau bine pe picior, vezi că am bețe, să mor dacă te duci. Bă, vezi că nu merge la picior. Dar te-ai zis mai trebuie să dai jos, te-ai zis. Îți dai eroare. Aparatul ăsta nu este 100% exact, depinde și cum prinzi lovitura. Dacă mă întrebați pe mine, Ristea a dat cel mai tare, după care a venit Pascu cu piciorul. Da, așa a fost. Așa a fost. Dar în același timp asta este o joacă și este râdem. Facem senzor ronda cel mai tare, dacă ne-am luat după senzor, da? Mă, chestia este că depinde cum îl nimerești. Aia, înțelegi cum lași corpul pe lovitor? Oricum meu că tu ai dat cel mai tare. Dar tu ai dat cel mai tare. Bă, la tabelul e tabel, îmi pare rău. I-am numărat eu 6. Nu, stai. Zi pasul. 1000. Băi, ai dat 207 puncte. 3, 2, 1, iar! Așa o cifră. Pe toți. Zi o cifră. Cum te cheamă? 199, frate. 199. Opa! Uau!
E bun ăsta, mă. E bun, dar nu-i căutat. Dai! Ia, vrei să vezi cum ai dat? Ia cu te miște. Mă mir că nu s-au urmărit. Îl dam în buci. Ia-l! Zic că spun. 160. Hai bun, ce drăguț. Alte cifre, zi. Bravo. Dacă ți-am zis bravo, înseamnă că e bine. 230 de puncte. Bine, 230. Ia-l! Bravo, băi! Bun! Doamne ajută! Iar! Hai, hai! Haide! 150. Am mai văzut cineva? Nu am văzut. 200. 200 în cap ai dat. 200? Hai la spital cu mine.